Sala de expoziții temporare a Muzeului Național Peleș s-a dovedit neîncăpătoare pentru sutele de vizitatori, dar și reprezentanți ai corpului diplomatic care au participat la vernisajul expoziției temporare Gustav Klimt și Künstler Company. Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea pictorului austriac Gustav Klimt, Castelul Peleș va expune timp de 3 luni peste 25 de lucrări originale, picturi în ulei și porțelan. Doamnelor și domnilor, mă bucur să vă pot saluta în această după-amiază în vestibulul Castelului Peleș cu această fericită ocazie. Înființat în 1879, atelierul decorativ Künstler Company a ocupat până către 1893 un loc semnificativ pe scena artelor decorative austriece și cu pregădere vieneze, fiind recompensat cu multiple distincții ale casei imperiale și ale statului austriac. Castelul Peleș se constituie în cel mai important depozitar din România al creației lui Gustav Klimt în cadrul atelierului Künstler Company. Lucrările au fost realizate în intervalul 1883-1886 la comanda regelui Carol I de către tinerii pictori vienezi Gustav Klimt, Ernst Klimt și Franz Mach. Künstler Company a fost un atelier de pictură activ între anii 1879-1892, satisfăcând comenzi de decorație unor edificii private și publice pe tot cuprinsul Imperiului Austro-Ungar și în afara granițelor lui. Prezenți la eveniment, ambasadorii Republicilor Irlandei și Austriei în România s-au declarat mai mult decât încântați de frumusețea lucrărilor artistului vienez. I'm absolutely fascinated, but I've only started and I hope to see the rest of it. What I've seen so far is especially the younger Klimt is an aspect that I didn't know about before, so delighted to see it. Wir feiern in diesem Jahr den 150. Geburtstag von Gustav Klimt und es freut mich ganz besonders, dass auch das Schloss Peleș, Sinaia, eine Ausstellung hat von diesen berühmten Bildern des jungen Gustav Klimt. Und die Ausstellung ist wunderbar gelungen. Sehr schön gemacht. Dankeschön. În anul 1883, cei trei artiști primesc prima mare comandă. Lucrarea consta în ilustrarea a trei programe tematice destinate decorării reședinței de la Sinaia a regelui României. Lucrările se pot grupa în trei categorii distincte: galeria de strămoși a Castelului Peleș, strămoșii regelui din Casa de Hohenzollern, copiile după opere de mari maestri și opere originale aflate în sala de teatru și pe plafonul scării de onoare. Anul acesta, după cum bine știți, aniversăm 150 de ani de la nașterea lui Gustav Klimt și Muzeul Național Peleș, fiind depozitarul operei lui Gustav Klimt în România, își face onoare în a organiza această expoziție care reunește la oaltă pentru prima dată în sările în cadrul unei expoziții temporare operele acestui atelier de decorațiuni interioare denumit Künstler Company și din care făceau parte Gustav Klimt, fratele lui Ernst Klimt și prietenul lor Franz Mach. Cu ocazia expoziției a fost publicat într-un tiraj limitat un catalog exhaustiv al lucrărilor expuse, precum și un număr de reproduceri pe pânză după tablourile lui Gustav Klimt. Frumos și impresionant din tot ceea ce știam de Klimt până acum. Mă bucur că sunt aici și că le văd live, ca să zic așa. Ce părere aveți că Muzeul Peleș este practic cel mai mare depozitar al... Mă bucur foarte tare că e în România și că se întâmplă la Peleș. E un lucru foarte bun și m-aș bucura să știe cât mai multă lume despre lucrul ăsta. Adică sper că Peleșul va face multe eforturi din punct de vedere al imaginii să se promoveze. Sunt foarte frumoase. Și castelul în sine lui e foarte frumos. Da, eu sunt chiar localnică, eu sunt chiar aici, de ascultam Sinaia. Și de mică tot vin și îmi place foarte mult. Trebuie să admirăm eforturile colegilor de la Muzeul Național Peleș pentru a restitui în beneficiu marelui public opera unui pictor de talie europeană, de valoare mondială, aș putea să spun. Este a fost o activitate plină de talent, o cercetare de mare seriozitate care a dus la realizarea acestei expoziții.
Lucrările pictorului Gustav Klimt vor fi expuse până la jumătatea lunii decembrie în stălile de expoziție ale Castelului Peleș. Programul de vizitare este de miercuri până duminică, iar tarifele sunt de 6 lei pentru adulți și 1,5 lei pentru elevi și studenți.